După 3 ani petrecuți la CFR Cluj, fotbalistul Adrian Gâdea a optat pentru o nouă provocare în carieră. Mijlocașul severinan de bandă dreaptă și central a semnat cu nou promovat în Liga Secundă, CSM Alexandria. Formația teleormâneană se anunță a fi una din surprizele plăcute ale viitorului sezon, după ce în această vară a fost printre cele mai active pe piața transferurilor. Proiectul de la Alexandria l-au convins să își pună semnătura pe noul contract. Am ales Alexandria pentru că este o echipă serioasă, o echipă care vrea performanță. Pentru mine este un mediu bun unde pot să joc și să mă dezvolt, iar eu sunt sigur că o să facem lucruri frumoase împreună aici. Eu sper că anul acesta să joc cât mai mult, echipa să câștige cât mai multe meciuri, iar la final să fim cât de sus se poate în clasament. Format la CSS Drobeta și Centrul de Excelență din Timișoara, Gâdea a jucat apoi la Poli Timișoara și la CFR Cluj, formație care, 5 ani consecutiv, a fost campioana României. Cu clujenii are în palmares 2 titluri naționale și o supercupă a României. Despre experiența de la CFR, spune că l-a ajutat să își valorifice mai mult calitățile, dar și să îi ofere experiență la cel mai înalt nivel. 3 ani la CFR pe mine m-au ajutat foarte mult. Din punct de vedere sportiv am reușit să ies campion național de 2 ori și să câștig o supercupa României. În plus de asta am prins foarte multă experiență, m-au ajutat mult oamenii de acolo, iar eu cred că pe viitor o să mă ajute foarte mult această experiență. Gâdea speră că odată cu acest transfer să aibă cât mai multe meciuri în picioare pentru a fi în formă maximă. La CFR Cluj nu i s-au acordat multe șanse, dar cu toate acestea a strâns 33 de meciuri în Superliga, a marcat un gol și are prezențe în Conference League.